aproximativ vreo 24 de ore. Noaptea care ajunge, ajunge pe la vreo 12 noapte, ajunge la hotel, la Coroana, Pisa, își lasă bagajele și fuge către casă. E în toiul nopții și e momentul în care încearcă să-și recupereze celebrul ceas. Va intra pe furișul curte, va săpa cu mâna, va găsi ceasul, va ieși tot pe furiș. Veranda asta era o verandă, holul era o verandă deschisă pe vremea aia, iar sub veranda era un câine, era să-l muște când a venit din grădină. Când a ieșit în stradă, s-a simțit dintr-o dată ca un hoț. Se întoarce înapoi, îngroapă ceasul și merge. Pleacă. A doua zi va vizita cimitirul și va părăsi orașul. Peste 3 ani, în 1967, va reveni cu o echipă de filmare să facă un documentar, Sighețe, titlul. Apoi, următoarea este în 1984, la invitația lui Moze Rodes, vine să comemoreze 40 de ani de la deportări, aici în Sighet și în alte orașe din Transilvania de Nord. În 91 va reveni în România, dar doar la Iași, comemorând pogromul de la Iași, comemorând pogromul de la Iași, apoi în 95, 96 și 2002. În 95 a fost împreună cu fiul său și nepotul său, fiul sorului sale. În 2002 a fost împreună cu sora lui și cu el. Domnul Dăncuș, dacă... Părintele Massimo, care este cetan de onoare a orașului, poate vrea să spună ceva la cuvântul personal. Sunt foarte onorată această dimineață pe comemorare un om că totul lume cunoște. Un om care este gloria pentru orașul de Sighet, care este pe divisă. Totul lume cunoște Pierre, pentru că a fost nominat Premiul Nobel pentru Pace și pentru că este scriitor extraordinar. Libri că noi l-am în elevii de la școală în Italia și în toată școala de iezuite, în toată Europa, l-am în clasă, la noapte, și altri libri că l-a scris. Evreo, vagabond și, nu știu, limba romană, cum este, tot reul merge la mare. Sunt multe libri că l-a scris, în care se vede inima, inima de un om de pace, inima di un om che dopo la resboi, dopo la sofferenza mare che ha avuto con tutta la famiglia sa, e con tutta la comunità, e con tutta la frazione dei ebrei che fosse deportati, il non fosse aggressivo, non fosse vendicativo, non fosse con reazione de bine, cu pace, messaggiul este că acest că noi am avut în istoria noastră nu se repite în lume. Da. Noi vedem că acum în lume este război, vedem că sunt multe diferențe, că c'è mult razzism, că multe, atunci e foarte necesario că tineri și generația nouă cunoște istoria, istoria de deportație, istoria de Shoah, istoria de Wiesel. Și noi în Italia am avut mulți evrei care au fost deportati, unul care simbol de toți este Primo Levi și el s-a întâlnit cu Wiesel, Primo Levi, Primo Levi s-a suicidat pentru că el cu nu știu limba romană corretă, mărușină de cum vorbește limba romană, atunci el s-a suicidat, mă zice, pentru că eu sunt în viață, și frața mea a murit. După 20 de ani, 30 de ani, fiecare ziua, el a fost cu capa sa în lagăr și după s-a suicidat. A pierdut speranța. Wiesel nu. E scrisă în libru că el a scris, nu a pierdut speranța. S-a schimbat.
formă de credință, dar nu a apărut credință. În librul Tot reul merge la mare, el spune, este un punct de librul La Notte, în care el spune de un băiat care a fost implicat, că pe trei ori fost, că a fost în slabă și atunci nu a avut o puterea și nu a murit imediat. Unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Mulți s-au prânzut credință. El spuse în libru, eu nu am prânzut credință. E că s-a schimbat mentalitatea. Nu a prânzut curaj, nu a prânzut speranță și mesaje, mesaje de pașă pe Israel, pe Palestina, pe tot lumii că merge și se face pașă. Atunci el a fost nominat premiul Nobel pentru pace. Eu, în viața mea, după că am murit în tragedia fratele meu, când un prieten meu m-a făcut un cadou cu librul de Wiesel La Notte, pentru mine, acel libru a fost fundamental per recuperare sensul de viață, sensul de credință. Atunci, când am avut oportunitatea cu elevii de la Lega Misionare Surenților de un program de voluntariat aici, în România, i-am avut proposta pe București, capitală, pe Cluj, orașul foarte important, pe Satu Mare, pe Deva și ultima, fost Siget, domnul primar, am lăsat capitala fără. Am lăsat și Cluj, am lăsat afară tot orașul mai important, când Siget, am schis Siget, pentru Elie Wiesel. Pentru istoria de Elie Wiesel, pentru că pe mine, că sunt prept, toată viața mea fost în legătură cu Dumnezeu. Librul de Elie Wiesel m-a ajutat mult, pe credință, pe scopul de viață și toți. Eu recunosc acesta. E atunci în prietenia cu comunitatea de evrei că sunt aici, suntem frați. Suntem frați. Este singurul Dumnezeu. Nu sunt diferit. E singurul Dumnezeu și e natural cum Tatăl cu Fiul așa este relație. Că avem aceste mentalitate că avem noi și mentalitate care Papa Francisc. Aceste este relație că avem cu religiile evrei și cu religiile creștine. Atunci mergem înainte cu pace și mesajul de Wiesel, astăzi comemorăm pieni, este tot noi e necesar că ne implicăm că va fi om și femeie de pace în lume. Scuzați pentru limba romană că asta aranjam un pic. Bine. Mulțumim, mulțumim, suntem adevărat onorat. Sperăm că și în acest anul cu elevii care sunt aici în programă de voluntariat facem memorial la sinagoga e un fin de semana am programat excursia la Polonia în orașul di Oswiecim, limba polonese e limba germanica Auschwitz. Mergem fiecare an organizăm. Se face rută de deportație. Așa că noi în drumul de domnul Prani a fost cu mine și Marcus a fost cu mine, 12-13 ore, e un pic opozitor, că am fost deportat 3 zile în trenul, cum a fost un animal. Pe noi sacrificiu mic, pe ei am prăzut viață. Atunci, aceste scolă de memorie, scolă de viață. Eu l-am cunoscut pe domnul profesor încă din 1984, prima dată, cu ocazia arbitrei împreună cu rabinul ce Moses Rosen. Și ceea ce m-a frapat din prima secundă a fost acea mină de simplitate, o mină de tristețe, iremediabilă,
nedescriptibilă pe care o purta pe fața lui. Eu sunt tot dintr-o familie evreiască, orice evreu, de fapt, în Sighet sau în altă parte, dacă ar deschide gura, ar putea să vă spună nu un roman, mai multe romani, despre ceea ce i s-a întâmplat lui, familiei sale și așa mai departe. Ceea ce mă... Bine, restul se cunoaște. În 86 a primit acel lucru pentru pace și a urmat cariera inclusiv în marea politică, lucruri care se cunosc, dar pe mine personal, din momentul când am aflat că a trecut în eternitate, mă frământă doar un singur gând, și anume, el dispare exact într-o săptămână în care în Israel au avut loc niște atentate de o ferocitate inimaginabilă. Fetiță de 13 ani, omorâtă în patul ei în timpul somnului de către un terorist. Un alt tată de familie numeroasă, pentru că la evrei ortodoxi, ultra-religioși, familiile sunt mari, copiii sunt mulți. Și acel tată, Michael, nu mi-aș aminte exact numele de familie, Michael îl cheamă, îl chema, vorbim la trecut și despre el, a fost omorât, înjunghiat, în prezența întregii sale familii. Soția acestuia a scăpat cu viață, dar nu se știe cu ce anume sechele, și rămân în urma lor copiii. Copiii care în întreaga presă izraeliană au invitat pe cât mai mulți participanți posibil la funeraliile tatălui lor. Deci un om ca domn profesor Elie Wiesel să moară într-o asemenea săptămână, când cu zeci au murit în atentat în Ankara, cu sute au murit în atentate în Irak, doar pentru că nu erau suniți, erau șiiți sau mai știu eu ce fel de nație de musulmani, orientare de musulmani, mă gândesc cu ce suflet, cu ce gânduri, cu ce amintiri din propria lui viață ar fi trecut acest om în neființă. Acest lucru mă obsedează încă din momentul când am aflat despre moartea lui. În rest, rămân cărțile, rămân amintirile personale, rămân, știu eu, tragediile altora și a altora care s-au prăpădit, s-au dispărut, pur și simplu. Eu așa l-am cunoscut și asta mă frământă și la ora actuală. Am să încerc de la cuvinte, este extrem de complicat în asemenea momente să încerc să vorbesc despre cineva care nu mai este, pentru că constatăm că odată cu dispariția lui Elie Wiesel devenim infinit mai săraci decât eram noi. Pentru mine, sau probabil și pentru noi, Elie Wiesel a reprezentat cu siguranță persoana cea mai cunoscută pe care Sighetul de-a lungul istoriei sale a oferit omenirii. Și numele lui Elie Wiesel a fost tot timpul legat de Sighetul Marmației. Ori de câte ori s-a vorbit despre Elie Wiesel și în lumea asta s-a vorbit extrem de mult și admirativ despre dânsul, se pomenea relevant în tot Sighetul Marmației. Deci eram legați oarecum simbiotic față de Elie Wiesel, lucru care ne-a făcut pe noi să fim mai cunoscuți decât am fost până acum. Aceasta o considerație vis-a-vis de ce a însemnat Elie Wiesel pentru numele de Sighetul Marmației și orașul nostru. Însă important este ce a însemnat Elie Wiesel pentru omenire în general. Pentru că Părintele Maxim a spus sloganul acela cu istoria nu se repetă. Istoria
trebuie să nu se repete și pentru ca să nu se repete, noi trebuie să nu dăm dovadă de ignoranță. Ignoranța noastră poate face ca istoria să se repete. De aceea trebuie cu toții să spunem celor tineri prin ce calvar a trecut lumea în general de-a lungul evoluției sale istorice și poporul evreu într-o perioadă destul de scurtă de 5-6 ani când, nu știu, parcă a fost un dat de la Dumnezeu, încât și mie îmi vine să spun același lucru pe care l-a spus și Părintele Massimo și l-a spus și Elie Wiesel. Oare există Dumnezeu? Sunt momente în care ne punem retoric întrebarea asta pentru că așteptam ca El să nu lase sau să nu permită să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Și pentru că noi trebuie să continuăm memoria lui Elie Wiesel așa cum a fost el, trebuie să le spunem tinerilor în continuare și misiunea celor de aici din muzeu este aceasta, să le aducem aminte, să vorbim despre lucrurile rele și urâte care s-au întâmplat în istorie în așa fel încât acestea să nu se repete și să nu se mai poată întoarce înapoi vremuri în care religia să devină, nu știu, un fel de document de condamnare la moarte. Deși, dacă vă uitați, în marea majoritate a conflictelor care au loc acum în lume, din nefericire, religia și credința este cea care condamnă pe oameni la moarte. Marea majoritate a atentatelor au la bază orientări religioase diferite. Apartenența la una din orientările religioase de o parte și de alta, sau nu neapărat doar religioase, aici mai intervin și cele care țin de neamul din care vii, au ajuns să fie un fel de, nu știu, o spaimă colectivă. Ajungem și noi să ne fie viața mai, nu știu, mai puțin sigură, inclusiv în Europa, din păcate, în ultimii 2-3 ani, evenimentele de genul acesta sunt destul de frecvente și comune. Ca atare, un ultim apel al meu ar fi la conștiința colectivă a tuturor celor de aici, conștiința colectivă a celor din sine și conștiința colectivă a celor din întreaga lume, să încercăm să fim asemenui Elie Wiesel, să luptăm pentru ideea de pace, să luptăm pentru ideea de bine și să luptăm pentru ideea de liniște de care avem atât de multă nevoie, atât pentru noi cât pentru copiii noștri. Eu personal doar n-am avut ocazia să vorbesc cu dânsul, sigur cu ocazia vizitei am fost și eu destul de aproape de dânsul, dar impresionant pentru mine este, va rămâne într-adevăr acea privire tristă, modestă și extrem de încărcată de emoție pe care Elie Wiesel a arătat-o ori de câte ori a venit și mie mi-a făcut și pe fotografiile general care mă uit. Văd o mină de om care într-adevăr a fost îndurerat toată viața. În numele meu personal și al administrației locale pe care o reprezint aici, îmi exprim condoleanțele. Noi am încercat să facem pentru dumneavoastră acest moment în care să completăm o mică, haide să-i spunem, carte de condoleanțe. Am încercat să ne exprimăm direct familie, direct ambasadei Statelor Unite și direct ambasadei statului Israel regretul nostru pentru plecarea din viață a celui care a fost Elie Wiesel. Dumnezeu să-l aibă în pază lor. Domnul Dăncuș, vă rugăm frumos. Nu știu dacă se cuvine să vorbesc cu domnul primar, dar dacă mi-ați dat cuvântul, o să spun. Știm cu toții cine a fost Elie Wiesel, știm cu toții multe din ideile lui, am citit unele cărți care ne-au parvenit. Îmi permit să-mi aduc aminte în fața dumneavoastră de un episod dinainte de 89, când a venit împreună cu un grup de mari rabini din Statele Unite și din țările nordice, dacă bine mă amintesc, și a oficiat un ritual religios la monumentul Holocaustului. A fost foarte multă lume. Populația orașului a aflat și imediat a mers toată lumea acolo. Sigur că totul era bine păzit și înconjurat de
serviciile cu asemenea îndatoriri, de aceea a fost foarte greu să mă apropii. Dar totuși am reușit cu modestul meu aparat Zoom 4 să fac câteva fotografii, printre care și una pe care am publicat-o pe coperta primei cărți care s-a scris despre casa aceasta și despre Elibizer în sine. Dragii mei, viața mea, eu sunt fiu de preot și am mai mulți antecesori preoți și am cunoscut foarte mulți prelați și înalți prelați. În viața mea n-am asistat la un asemenea serviciu religios în care să fie implicat Elie Wiesel personal și care la un moment dat a rămas singur cu mâinile ridicate înspre ceruri, invocând dumnezeirea pe un ton care a zguduit pe toată lumea. Ne-a făcut să vibrăm și să nu mai putem rosti cuvinte în continuare. A fost momentul când mi-am dat seama că acest om este un om special, un om care nu mai este al nostru, al Sighetului, ci este un om care aparține omenirii. Și de aceea mi-am permis să reiau această idee în câteva din scrierile mele. În 86, când a primit Premiul Nobel pentru Pace, imediat, în zilele următoare, am făcut primele demersuri la organele locale, scuzați-mi termenul organe, deci Partidul Comunist și Primăria, la Consiliul Județean și conducătorii de atunci, la Ministerul Culturii, pentru a așeza cum se cuvine și la locul care îi se cuvine numele acestei mari personalități a lumii. N-am avut succes. Sunt două bibliorafturi, sper că le vor păstra colegii de la muzeu, cu toate intervențiile pe care le-am făcut de-a lungul anilor, la toți primarii care s-au succedat, toți prim-secretarii de județe, toți, știu eu, miniștrii culturii, vreo 30 la număr, până atunci. Sigur că în 89 am găsit portițele necesare și am obținut aprobarea ca să statuăm această casă cu ca o un loc unde să se păstreze memoria acestei mari personalități a lumii, dar și memoria comunității evrești din Maramureș, prin documentele care se expun, prin obiectele care vorbesc de la sine, prin limbajul lor specific, prin spiritul locului care există aici, fiindcă atunci când intri, simți că este ceva special. Atunci l-am cunoscut personal, adică am avut prilejul să discut cu domnia sa. În încăperile acestea, afară în curte, dar cea mai frumoasă discuție pe care am avut-o a fost sus la Muzeul Satului. Însă a fost zguduit, nu atât de și impresionat, nu atât de casa în care s-a născut și care a devenit o instituție patrimonială, care era conștient că va fi vizitată de generații și de generații de oameni din loc și din alte locuri ale țării și ale lumii. El a fost zguduit și impresionat de ce a văzut acolo sus. Adică, cred că i s-a perindat prin fața ochilor universul copilăriei. Îmi povestea cei care sunt mai în vârstă de aici, l-au cunoscut pe un personaj simpatic al Maramureșului, Nuțu Baci din Bârsana. Și îmi povestea acest om, avea peste 80 de ani când îmi relata, cum veneau la târg, în special iarna, când era frig și veneau cu noaptea în cap țăranii, și curtea lui Wiesel se umplea de sănii și căruțe, de târgoveți care veneau și erau primiți aici să se încălzească și să-și definitiveze planurile pentru târg. Deci el a fost zguduit de imaginea satului, de cele două case evreiești. El nu și-a imaginat că cineva va avea ideea să aducă, să conserve pentru posteritate case de evrei țărani,
care erau unici în spațiul european, că numai aici, la noi, au fost evrei țărani, evrei agricultori, evrei păstori. Și sunt atâtea documente și studii care s-au scris pe această temă. A fost impresionat de mulțimea oamenilor în costume populare și nu știa că au venit oamenii ăștia pentru domnul Iliescu, fiindcă îl însoțea domnul Iliescu, președintele României, sau că au venit pentru el. Și în momentele destul de lungi în care am rămas numai noi doi, i-am întărit ideea și convingerea că au venit și pentru el, pentru a-l cunoaște, pentru a-l vedea, pentru a-l simți, așa cum v-am povestit că l-am simțit eu atunci. Mi-a scris mai multe scrisori. Prima, în limba franceză, mi-a scris ad manum proprie, nu bătute la mașină, nici scoase la calculator, cu mâna domniei sale, ceea ce este un lucru extraordinar. În prima își exprima regretul profund și chiar așa, în traducere mot a mot, îmi spunea că regret că nu vă pot scrie în limba română, dar nu mai vorbesc și n-am mai vorbit această limbă de peste 50 de ani și nu-mi pot permite. Și, mă rog, mai multe lucruri acolo îmi scria. Sunt câteva scrisori, ultimele sunt în limba engleză. Dar mi-a scris în franceză, cred că pentru că eu am îndrăznit să-l abordez în limba franceză, pe care un pic o stăpânesc. Eu cred că știm, toată lumea la magiază, i-au dat toate titlurile posibile și imposibile, cele mai înalte onoruri ale tuturor țărilor de pe glob, tuturor popoarelor. Noi, domnule primar și dragi concetățeni, am făcut un dar modest al nostru, al comunității locale. I-am decernat titlul de cetățean de onoare. Nu este un lucru lipsit de important. Că ești cetățean de onoare al satului Vălen, a orașului Siget sau a New Yorkului, este același lucru. Pentru că e vorba de noțiunea care incumbă extrem de multe lucruri. Am făcut și gestul de a îi imortaliza memoria și de a concentra aici, într-un fel, personalitatea în casa în care s-a născut. Și tot aici să aducem și mărturii, modest, după posibilitățile pe care le-am avut și le avem. Mărturii despre prezența celor aproape 40.000 de evrei care au trăit în Maramureș și care la un moment dat au dispărut din istorie. Nu este, spuneam atunci, nu este permis să ne facem că nu știm, fiindcă ne-am făcut că nu știm. Ăsta este adevărul. Ne-am făcut că nu știm. Sigur că au venit vremurile când am reușit să spunem cu sinceritate și deschis aceste lucruri. De aceea eu cred că astăzi să ne închinăm fiecare în gând, în limba lui și în credința lui, pentru acest mare om. Vă mulțumesc! Dacă îmi credeți o scurtă, foarte scurtă intervenție, nu o să știm niciodată cât de mult a iubit de divizor Sighet. Însă, mi se pare extrem de relevantă relatarea fiului său la ceremonia de înmormântare. Spunea acolo că Eddie Wiesel, cu câteva zile înainte de a muri, i-a povestit că a visat că este la Siget să plimbă împreună cu familia. Iată că, și dacă ne gândim, nu, în ultimele zile, gândul lui a venit aici, la Siget, aici unde s-a născut. Este cu adevărat o mare personalitate. Este singurul care a primit cel mai multe titluri doctor honoris causa din lume.
Asta pe lângă premiul Nobel, pe lângă alte forme de recunoștință. Sunt foarte mândru că alături de Dăncuș, pe vremea când eram consilier, am reușit să facem documentele ca această instituție să se înființeze. Vă mulțumesc! Nu mai o secundă, vă rog. Tu întotdeauna mi-a adus aminte și am ieșit să caut cărțulia aceea, dar am văzut că nu mai este, probabil că s-a epuizat. Dar cred că am scris în ziar. Dorința exprimată de Elie Wiesel de a reveni la Sighet, de a sta în casa lui, deci aici, de a privi pe fereastră cum trec țăranii morocănoși, cum trec elevii entuziaști și zgobii, etc. E superb, este extraordinar de frumoasă această frază care încheie una din lucrările lui. Deci această dorință de a veni pentru ultima dată în Sighet. Iată, nu știu să nu și-am primit-o. Vă mulțumesc și cer scuze că am reîntrevenit. Pentru a completa amintirile și imaginea despre marele și renumitul Elie Wiesel, permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu o corespondență pe care am purtat-o personal cu dânsul. În felul următor s-a întâmplat. Am citit în ziarul central din 1986 că a luat premiul Nobel pentru pace, într-un comunicat foarte scurt. Și m-a mirat oarecum așa un mare personalitate și așa o mare apreciere să fie așa scurs scrisă în ziarul respectiv. Interesându-mă, am aflat că de-aia a fost comunicat așa scurt, pentru că vroia Ceaușescu să primească premiul Nobel pentru pace. După aceea, la câteva zile, l-am întâlnit pe Bagani, de la președintele comunității evreiești din Sighet, și l-am felicitat pentru că un sighetean evreu a luat așa un mare premiu de talie mondială și așa are numită. Și atunci mi-a spus, așa se vorbea atunci, tovarășul Iancu, trimiteți-i dumneavoastră o felicitare personală. N-am refuzat, mi-a dat adresa, am scris câteva cuvinte de felicitare și de apreciere din partea unui cetățean din Sighet. Și după ce am scris, m-am gândit, cunoscând regimul relațiilor cu străinii, care am o funcție de răspundere în Sighet, zic, ce să fac eu mie necaz? Trimit scrisoarea, dar nu mă trec pe mine expeditor. Am trecut expeditor de un cumnat care era în pensie de boală acasă și era și el preocupat de relații și cultură. A acceptat, am trimis felicitarea, după câtva timp am primit un răspuns și o carte cu, așa cum a spus domnul profesor dr. Dăncuș, cu scriere de mână a dinsului, cu semnătură și cu dată de mulțumire pentru felicitare. Noi, cu cumnatul, ne-am gândit să îi răspundem și să-i mulțumim pentru carte și pentru răspuns și i-am răspuns și așa am avut câteva corespondențe cu dânsul. Aici, când a fost la Sighet în 2002, la fel cum a spus domnul primar, n-am avut o discuție directă personală, dar m-am apropiat să-l văd și eu mai de-aproape atunci când a fost la Sighet. Când s-a făcut documentația, eram în relații bune și apropiate cu domnul director, profesor dr. Dăncuș, eram directorul Muzeului Maramureșului, eram președintele Asociației Prietenii Muzeului, și eram foarte bucuros că mi-a spus că se face o documentație și se organizează o casă în muzeu de viză cu prilejul și cu pregătirea vizitei pe care o să aibă în Sighet cu președintele României, Ilie Ilescu, cu Rom Ilescu. De asemenea, am reținut atunci că cu acel prilej a venit cu avionul la Satu Mare și trebuia pregătit și modernizat drumul de la Satu Mare la Sighet și am avut și un avantaj, să zic așa, de așa secare de modernizare a drumului. Când am aflat de regretatul Eliza că a decedat, am avut o trecere așa pe conștiință, o regret
Și el a mers personal la comunitate să văd ce se pregătește pentru comemorarea decesului și am văzut că se pregătește și primăria a făcut foarte bine că a organizat această întâlnire aici, pentru că merită. Poate îndrăznesc să fac o propunere, poate pentru viitor, mai îndepărtat sau apropiat, dar avea și un bust sau un monument al personalității. În plus ne gândim și ne-am gândit și până acum, dar acum... Merită pentru să oferim unei străzi numele de Elie Wiesel, pentru că este o mândrie pentru noi sigur să avem acest lucru. Eu personal voi propune Consiliului Local să vedem care din străzile se va numi așa. Mulțumesc pentru ascultare și sunt onorat. La Vus s-a și realizat proiectul de către sculptorul Marcuș, însă nu s-a finalizat, trebuia turnat în bronz. Mulțumesc. Da, oricum. Ai cineva care merește scrisoarea? Și eu l-am cunoscut pe domnul Elie Wiesel. Citește scrisoarea. Și este o pierdere pentru noi, pentru toată lumea din Sighet și din, nu numai din Sighet, din toată lumea chiar. A fost o personalitate, a fost un simbol al Sighetului și al Holocaustului. În plăcerea și am avut cu o serie de colegi ai mei și cu membrii federației pe domnul Elie Wiesel în Sighet. Desigur, nu s-ar putea scrie tomuri întregi despre Elie Wiesel, dar timpul nu vă permite ca să vă repesc această favoare, să spunem. Deci, vreau să spun că Elie Wiesel este un simbol al Sighetului și trebuie să menționez printre cei care au contribuit la amenajarea muzeului pe domnul Mihai Dăncuș, care a, prin demersurile dumnealui, împreună cu primăria locală, a amenajat acest muzeu, monument istoric, se poate spune, al Sighetului. Și, de asemenea, pot să spun, domnul Massimo Nevola, am stat alături de dumnealui când l-a omagiat pe domnul Elie Wiesel. Când toată lumea l-a omagiat pe Ion Iliescu, dumnealui a strigat Elie Wiesel, Elie Wiesel. Și mi-a crescut inima de bucurie, vă spun sincer. Am avut plăcerea de a-l vizita datorită și sprijinului domnului Massimo Nevola, Auschwitz-Birkenau, și am văzut chiar locul unde dumnealui a stat încarcerat în Auschwitz-Birkenau. Am să dau citire acum, dacă îmi permiteți, unui scurt material a unui alt prieten al comunității noastre, domnul preot reformat, preot din Olanda, Sir van der Zee. Și spune așa, dragi prieteni, comunitatea evreilor din Sighet simte o durere profundă provocată de faptul că Elie Wiesel nu mai e printre noi. Desigur, memoria sa va fi cu noi ca o mare binecuvântare. Din clipa când l-am cunoscut și am studiat cu el la Boston, viața mea s-a schimbat complet. De atunci s-a născut în sufletul meu o dragoste profundă pentru voi toți cei din Sighet. Dar mai mult de atât, am dobândit de atunci o mai bună înțelegere a tradiției și religiei iudaice. Elie Wiesel mi-a spus, eu nu vreau ca tu, deci se referă acest om, Sir van der Zee, eu nu vreau ca tu să devii un evreu, ci un mai bun creștin. De atunci asta mi-e dorința cea mai arzătoare în viață, de a deveni un mai bun creștin. Asta pentru că toată durerea pentru care ați avut-o voi evreii, culminând că Auschwitz a fost posibilă într-o Europa creștină. Vă rog să mă țineți la curent cu simțămintele voastre al celor din Sighet în aceste momente și de cum îi celebrați viața marelui Elie Wiesel. Cu drag prietenul vostru, cu trăiri profunde, Sir van der Zee. Și asta este o remarcă personală. Ați remarcat, desigur, că preotul Sir van der Zee își încheie discursul într-un mod frapant, de optimist, cu termenul celebrare și nu comemorare.
Cam atât am vrut eu să vă spun. Mesajul acestui domn din Olanda, care a devenit prieten al Sighetului, al comunității evreiești din Sighet, datorită cunoașterii evreime prin intermediul domnului Elie Wiesel. Vă mulțumesc! Dacă în viața mea ar fi trebuit să scriu o singură carte, noaptea ar fi aceea. La fel cum trecutul trăiește în prezent, toate cărțile mele de după noaptea, într-un sens mai profund, poartă marca acesteia, spune Elie Wiesel la începutul romanului său De căpătâi. De aceea am scris-o. Pentru a nu nebuni sau, dimpotrivă, pentru a nebuni și a înțelege mai bine nebunia, marea, terifianta nebunie care și-a făcut apariția brusc în istorie și în conștiința unei omeniri ce oscila între puterea răului și suferința victimelor. Am făcut oare pentru a le oferi oamenilor cuvinte, amintiri, mijloace cu care se poate evita ca istoria să se repete, cu implacabila ei atracție pentru violență? Anumiți cititori mi-au spus că am supraviețuit pentru a scrie acest text. Nu sunt convins. Nu știu cum am reușit să supraviețuiesc. Zguduitor este și următorul paragraf. Nu pot mulțumi decât hazardului. Totuși, pentru că am supraviețuit, am datoria să dau un sens supraviețuirii. Cel mai emoționant este însă felul în care se încheie romanul la 3 zile după eliberarea lagerului de la Buchenwald, când autorul ne spune că s-a îmbolnăvit și a zăcut 2 săptămâni între viață și moarte. După cele 2 săptămâni și-a adunat toate puterile să se ridice din pat. Voiam să mă văd în oglinda agățată pe peretele din față. Nu m-am mai văzusem din perioada ghetoului. Din oglindă mă privea un cadavru. Ochii lui mă privește și acum. Întors la viață, după infernul trăit, Elie Wiesel ne-a dăruit 9 sighetenilor, cât și lumea întregi, 57 de cărți pe care aveam obligația să le transmitem generațiilor următoare.